Întâmplarea și numai întâmplarea face ca la această emisiune jubiliară, la aniversarea televiziunii române, să se afle în țară, să se afle printre noi la televiziunea română, cea care a fost laureată a Cercului de Aur în 1969, Luminița Dobrescu. O vedeți pe Luminița Dobrescu în carne și oase, într-unul din birourile televiziunii, plină de emoții, aș spune eu. Oare cu aceeași emoție cu care ați câștigat în 1969 Cercul? În mod sigur. Poate și mai mare. Mai mare. Dar cum a fost atunci? Hai să fugim repede înapoi. Să fugim repede înapoi în anul 1969. A fost un an pentru mine, în general, plin de succese. Festivalul a reprezentat pentru mine un punct și o ambiție. A fost încununat de un foarte mare succes. Iar în momentul în care am aflat, nici nu speram să iau premiul întâi, în momentul în care am aflat că sunt deținătoarea acestui mare premiu, pur și simplu mi s-au tăiat picioarele, nici n-am vrut să cred. Și vă dați seama că de atunci drumul meu, nu cred că numai din cauza acestui festival, poate a fost și o întâmplare, dar drumul meu a luat o cotitură foarte, foarte pozitivă, aș putea spune, și plină de noroc. Ne-am mai întâlnit în 1970, atunci cu un recital, e adevărat? Exact. Așa, dar care a fost piesa cu care ați câștigat festivalul? Piesa cu care am câștigat festivalul s-a numit O Finimioară. Alții laureați mai erau pe scenă, bineînțeles, locurile 2, 3, cine? Erau pe vremea aceea personalități foarte, destul de cunoscute în Europa, ca, de exemplu, cântăreața olandeză Connie Fink, cântăreața cehă Elena Vondrachkova, era Roy Black din Germania, Udo Jürgens, Udo Jürgens a fost în recital. Da. A fost Nicoleta din Franța, Juliette Greco tot a fost în recital, dar acest festival a fost într-adevăr presărat cu numai cu nume celebre. Nume celebre, mai ales ulterior. Să nu uităm că mulți dintre cei... Julio Iglesias a cântat la Brașov. Exact. Și deci, dacă stăm să acești, ne gândim, dintre acești cântăreți care au luat parte, efectiv, la festival... Deci concurenți. Ca concurenți, exact. Ne putem da seama de nivelul formidabil al acestui festival pe plan european. Și mai ales de faptul că eu, aflându-mă ca începătoare, ca 100% începătoare în acest festival, vă dați seama ce bucurie am avut câștigând acest festival în această competiție destul de grea. A fost o competiție dificilă, dar se cuvine să menționăm, deci vorbim despre istoria televiziunii, modul de organizare a acestui festival. Vă mai amintiți momente, știu eu, deosebite din timpul desfășurării lui? Lucrurile de care telespectatorii n-aveau cunoștință, ei vă vedeau numai pe scenă. Da, organizarea, vreau să spun de la bun început, că organizarea a fost, după părerea mea, perfectă. Din acest team al organizării, încoronat de cunoscutul regizor Valeriu Lazarov, de redactorul lui principal Radu Ananoste și doamna Ileana Pop, au fost și nenumărați alți colaboratori ai televiziunii care au contribuit la această organizare și desfășurare perfectă a festivalului. În acest moment urez televiziunii române și foștilor colaboratori, cât și actualilor colaboratori și pe mai departe mult noroc, răbdare și în speranța ca în câțiva ani nivelul televiziunii să ajungă la nivel internațional pe care, de fapt, sper eu, televiziunea română l-a câștigat. Numai bine. Și în speranța ca următorii ani să ne aducă cât mai mulți cerc.